De la începutul lunii, angajații Serviciului de Stare Civilă lucrează la foc continuu. Numărul dosarelor depuse pentru eliberarea unui act de identitate s-a dublat față de oricare altă lună din an. Există și o explicație. Cine votează trebuie să aibă actul de identitate valabil. Până în momentul acesta am produs aproximativ 8.000 de cărți. Au fost eliberate mai mult de 6.000 de cărți. Acesta este și motivul pentru care am afișat pe site invitația adresată celor care au depus cererile între 1 și 27 octombrie pentru a-și ridica cărțile. Ministerul de Interne a dispus ca în zilele de 1 și 2 noiembrie, chiar dacă sunt zile libere, angajații de la Starea Civilă să vină la serviciu. Ei vor continua să elibereze acte de identitate chiar și în ziua votului până la ora 21. Sâmbătă va fi program 8-16. Atât la serviciul de evidență, cât și la Starea Civilă, la duplicate, eliberare duplicate, fiindcă e posibil să fie cetățeni care să solicite cărți de identitate, dar să nu mai dețină certificatul de naștere sau de căsătorie. Iar duminică, în ziua alegerilor, vom funcționa la maximum între orele 8 și 21 la serviciul de evidență, iar la Starea Civilă, la duplicate, între orele 8 și 16. Cei care lucrează cu acte de stare civilă se tem că nu vor avea prea mult timp liber la dispoziție. Urmează turul 2 al alegerilor prezidențiale, iar numărul celor care vor dori acte de identitate valabile va continua să fie unul cu mult peste media normală.